Hei, salut! Sunt Răzvan Dragoș și joc alba-neagra cu România. O nuntă care se desfășura la 500 de metri de locul exploziilor de la Crevedia a continuat, în ciuda pericolului. Asta spune totul despre poporul care se bate cu salvamarii pentru dreptul de a intra în mare și a muri. Încă o dată Dumnezeu ne-a dovedit că ne iubește. Locația de aseară a fost la mai puțin de 500 de metri față de locul exploziei de la Crevedia. În ciuda pericolului, am continuat nunta. A scris pe Facebook interpreta de muzică populară Irina Cristina Chiovianu, după care a șters postarea, realizând că poate nu e cea mai coaptă prună din pom. Important e că Dumnezeu ne-a dovedit din nou că ne iubește. Dacă nu ne iubea, nu puteam continua nunta, ceea ce era o tragedie mult mai mare decât exploziile în sine. Orice până la hora noastră. Bă, au dat o grămadă de bani pe nuntă au dat. Acum să oprească doar pentru că a explodat o stație GPL ilegală și sunt morți și răniți? Oricum, n-avem ce să facem în țara asta de rahat. Toți e corupți. Așa că mai toarnă un păhărel și să-i dăm drumul la horă, măcar să ne simptem bine. Așa gândesc mulți români. M-aș hazarda să afirm că majoritatea de la poporul ăsta avem așteptări de revoltă? Să pună mâna pe furci și pe topoare și să pornească o revoluție? Fugiți, bă, de aici! Românul, dacă are farfuria plină ca la All Inclusive, paharul ras și lăutarul la ureche, uită că trăiește într-un stat care își omoară cetățenii. Pentru că românul trece horind printre dezastre. Hora este pansamentul pentru orice tragedie. Au murit doi oameni în exploziile de la Crevedia. Un bărbat care a făcut infarct când și-a văzut soția arsă. Soția lui a murit câteva ore mai târziu, având arsuri pe 95% din suprafața corpului. Totuși, nunta aia a trebuit să continue. Asta e. N-au avut zile. Așa a vrut Dumnezeu. Acum nu o să ne băgăm și noi în mormânt. Muzica, maestre! 41 de arși în spitale, din care 12 au fost transportați în străinătate pentru tratamente. La 8 ani de la colectiv, România încă nu poate să-și trateze mari arși în cazul unei tragedii. Și acum, ce să facem? Să ne dăm foc? Asta e România! Ca la noi, la nimeni! Hai mai bine să încingem o horă, să mai uităm de probleme! Gândește revoluționarul popor român. Stația GPL unde s-au produs exploziile aparținea fiului primarului PSD din Caracal. De fapt, e vorba despre o fostă stație GPL care avea autorizație de mediu doar până în 2021, dar trebuia să nu mai funcționeze din 2020. Evident că nu avea autorizație de securitate la incendiu. Firmele în care fiul primarului din Caracal este asociat sau administrator au sute de contracte cu primării PSD, dar și PNL dezvăluie libertatea. Întrebat la România TV dacă știe că au murit oameni în urma exploziilor, primarul din Caracal a răspuns: Da, știu, este vorba despre o persoană. Ceilalți, pompierii, este problema lor. Apoi a scris pe Facebook că a fost sub imperiul emoțiilor și și-a anunțat autosuspendarea din PSD. Iată un om corect a demisionat! Ăsta e român adevărat! Și ce dacă stația GPL alu fiul său era ilegală? Așa e la românica! Asta ne e soarta! Gândește românul și mai bagă o horă. La doar o săptămână de la tragedia din 2 mai în care un șofer de 19 ani drogat a omorât doi oameni, un alt șofer de 19 ani, de data asta biat, a omorât trei oameni în județul Alba. Deci doar în ultima săptămână avem așa. O tânără gravidă din Botoșani moare în chinuri pe patul de spital, fiind ignorată o noapte întreagă de cadrele medicale. Tragedia de la 2 mai, explozia de la Crevedia, carnajul din Alba. În orice țară civilizată era revoluție, dar românii n-au timp de prostii din astea, că sprinji în hora dezastrelor. Vă doresc o la revedere frumoasă!